el mă pușeam în loc direct și am zis cu ceva că dacă tu crezi că mai trebuie să continuăm și să mai există povestea asta care se numește Zuli, dă-mi un semn că nu mai știu unde s-o am după 2 ani care a fost extrem de greu. Și acum a sunat Florina, agentul nostru, impresarul nostru pe Europa și a zis vreți să încercăm diaspora, ca vreau să mai poate, să nu avea așteptăm așa că vă mulțumim din toată inima. Afară și o să semnez toate crăpucelele și o să fac poze absolut toată lumea. Aș vrea foarte tare să vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți atât de frumoși, sunteți atât de luminoși, de deschiși și să vă doresc din tot sufletul să aveți putere să faceți ceea ce v-ați propus pentru copiii voștri. Noi, în România, când ne întoarcem acolo, avem câte multe de dus. Suntem în prima campanie în care încercăm să învățăm toți copiii de Sfânta Europie și sunt milioane mate. A venit prietenul nostru care ne-a ajutat acolo cu prietenițele. Trebuia să vină. Sunteți acolo? Ia, haideți să vină face. Haideți aici. Mi se pare fantastic. Hai că nici măcar n-am avut ocazia să vă pus. Acum 3 ani am început această campanie tot în diaspora. Și în prima n-am strâns 5.000 de ghetuțe. În al doilea, haideți aici, băieți. Deci mi s-au muiat ce în al doilea an am strâns 10.000 și am primit într-o zi un telefon și mi-am zis, suntem din Danemarca, am strâns câteva sute de perechi și vrem să vi le aducem în România. Haide sus! Și au venit cu microbusul de aici din Danemarca, punem fața sediului Zurli, un microbus plin de perechi de ghetuță pentru campanie. Vreau să-i Eugen nu s-o uită. Dar nu o vede pe o scară. Bravo! Bravo! Mulțumesc mult! Vă mulțumim din toată inima. Copiii nu urcă pe scenă că e periculos. E o scenă foarte înaltă și e foarte periculos. Fundația Zurli are în momentul ăsta 3 campanii mari. Una în care a adunat ghetuțe, cealaltă în care construim o casă pentru copiii abandonați prin spitale pentru că suferă de boli incurabile. Și a treia campanie este una foarte frumoasă în care în câteva zile putem dintr-o cocioabă 7 copii într-o casă, așa am ales să sărbătorim Ziua Națională. Dacă simțiți nevoia să faceți